Mă ajută de când le spun că stau la țară, mai la mișto, că cu ce viu la țară, în cizme? Nu ați venit în cizme, la mine nu ați venit. Munca și cu carnea de pui sunt grele. Florin știe că nu e milionar, așa cum își doresc femeile, dar e mândru de ceea ce a realizat în viață. Gospodăria familiei e cât se poate de bine organizată. Lemnele de foc stau frumos aranjate, crește porci și are de toate în grădina mare. Punctul forte îl reprezintă însă sistemul de supraveghere, pe care tânărul priceput l-a instalat atât în interiorul cât și în exteriorul vastei sale reședințe. Da, la toate curțile casei sunt camere de la vederi, pentru că... Te-ai pus camere de supraveghere în curte? Da, da. Ah, da, uite. Da. Sisteme de alarmă. Uite, deci aici sunt porcii. Da. Bătrâna, când sunt eu plecată. Bătrâna se uită, bunica? Da, aici dorme bătrâna și mama acolo. Și... Supraveghează tot. Te ocupați să aranjezi lucrurile. Da, și aici avem Dar am văzut ceva aici pe ușă, dispecerat Florin Apostol. Da. Da. Aici e dispeceratul tău, nu? Da, casa la mine. Am înțeles. Da, și aici am sistemul de alarmă. Stai două secunde. Aici doarme bunica, aici bunica, mama. Bunica, mama și o împarte în altă. Deci aici mama. Da. Asta e sistemul de alarmă. Ai pus deja alarma? Da. Când vrea să intre cineva, declanșează. E tot asigurat aici, da, în curte, nu? Da. Hai te intrați în asta vechi, am unde. Pe unde s-a de Florina, pe unde doarme el. Că nu n-am făcut curat peste tot. Poftim? Da, sistemul de alarmă. Hai să vă arăt. Asta e. Am și în spate. Dar tu ai făcut toată... Da, eu cu mama am tras firile și eu le-am făcut montaj. Priceput nepot aveți. Da. Nu? Da. Aici este camera ta? Da, camera mea cu fostele mele iubite. Aici asta. Da? Cum da. Adică? Aici am stat cu ele. Serios? Da. Și ai păstrat poze? Poze nu am poze. Am decât un jurnal scris de mine ce vor de ziua de astăzi. Povestea unui tânăr singuratic îndrăgostit și dezamăgit în dragoste de femei. Da. Dar ce e asta? E un afiș? Nu e un care intră... Asta e jurnalul meu de când am început să le cunosc. De la prima iubită ai început să scrii? Da, de aici, din 2002, atunci am făcut 18 ani. Din 2002, povestea unui tânăr singuratic îndrăgostit. Și aici am scris gândurile. Dar poezii chiar? Și poezii și romane și mai multe. Wow, dar ai scris. Da. Și de fiecare dată când cunoșteai o altă fată, da. Scriai. Caracterul lor, ce... Hai, lasă-mă și pe mine să citesc undeva. Stai unde să vă... Wow, dar ai scris, Florin. Da. Ești foarte dezamăgit de femei. Asta e. Ești? Dar mai ai încredere că într-o zi o să găsești pe cea potrivită? Nu știu, să vede. Mai ești încrezător? Pa, deocamdată, da. Da? Nu ți-ai pierdut încrederea? Nu. Chiar dacă văd că e un jurnal în care ai scris doar de dezamăgire. Da, așa. Și ar-ți zice că poți să scot o carte, ar-ți zice că un jurnal. Dar a fost vreo femeie până acum care te-a marcat în sensul bun? Nu, ce-au fost la mine acasă, toate mi-au zis, nu sunt ca fostele tale iubite. Uh-huh. Și a trecut o săptămână și a dat arama pe față. Nu mă înțeleg. Nu mi-a dat... Dar nu e una pe care ți-ai dorit să o revezi? Nu. Nu e unde scui, nu mai ling. Am înțeles. Da, eu sunt tot într-o bucată, da. Dar ai scris. Da, am scris. Mai în 2002 tu deschizi din când în când caietul ăsta când cunoști o femeie și scrii în continuare. Da, mai am un pic și termin. Partea asta de casă e așa, intactă. Da, să nu se dărâmă, asta se modifică și... Modificăm, o facem nouă. Că e păcat aia. Iarna ține cald și vara ține... Da, exact. Și asta-i, mamă. Mă trimit la muncă, vă explicai. Acasă, să dea cu o mătură, să spăliu vasă carte, să facă mâncare. Încolo nimic.
În aceeași curte, Florin are casa lui proprie, separat de cea a mamei și a bunicii. A ridicat-o bunicul său, iar construcția nu este încă finisată. Priceputul speră că va reuși să o termine cu forțe proprii și visează să locuiască aici cu viitoarea lui familie. Foarte bine, doamnelor, domnișoarelor, aveți oficial pagina lui Florin Priceputu, ca să o vedeți, le arătă Facebook-ul tău celor de acasă. Aceasta este pagina oficială unde puteți să-i trimiteți mesaje și să fiți. Mai spune tu cum să fie femeile care să trebuie fie... să te caute, că mă... Opa, stai că uite, te-am întors. Uite cum, fii atent, că arată cu tine la televizor. Da. Hop, hop. Da. Tare. Da. Bun, vreau să le spunem oamenilor și doamnelor și domnișoarelor că ai făcut sport, nu? Când eram mai mic, 18-19 ani. Și ai jurnalul ăla de 12 ani, scrii în el. Da, de când am început să scriu, da, să cunosc. Și tu de 12 ani ești singur? Da, am adus diferite, ce să faci cu ele, nu vreau tineretul de ziua de astăzi. Păi și tu ai 31 de ani, ce tineretul din ziua de azi? Așa mi-au zis ei, ele. Și cea mai lungă relație în ultimii ani cât a durat? O lună. O lună? Da. Și s-a întâmplat ceva în luna aia? În luna aia ce? M-a făcut a treia săptămână treabă. Eu, un băiat serios, m-am dus, i-am luat o frechie de cercei. Nu, de aur. I-am luat așa și mă întreabă cât de-ai dat pe ei. Și m-a pus, n-ai vreo să-i zic, vreo 28.200.000. De pe cercei? Nu, așa am zis ei. Oh. Și trece trei zile, îmi zice, mama e bolnavă. Du-te la maică-ta. Și după trei zile mă sună nesimțitule. De ce mai minți că ai dat 28 de milioane, că la Manen nici un pachet de țigări nu mi-a dat pe adică el? Adică domnișoara cu care erai, i-ai cumpărat cercei, s-a dus cu ei la Manen. Da. Și cam asta tot. A fost un test al tău? Da. Fetelor, aveți grijă, nu e de joacă cu Florin, de aia se numește și priceputul. Și i-am zis cam cât se pare ai dat. Da, în luna aia s-a întâmplat ceva sau doar ați fost cu minți? S-a întâmplat. Înțeles. Bun, fetelor, noi vi l-am prezentat pe Florin, vă puteți gândi pe weekend, puteți să trimiteți mesaje pe Facebook, dosarul e serios, e cu absolut toate actele la zi, tot ce trebuie, nu? Da. Bun, mai vorbim și cu bunica ta, da, pentru că o să ne întoarcem în direct și după o scurtă pauză de publicitate, dar vreau să te întreb încă o dată și e foarte serios, bunica ta, dacă nu o să o placă pe doamna pe care o duce acolo sau domnișoara, să nu o dea afară din casă. Nu e vorba de să fie femeie de casă, să pună și mie un pachet la serviciu, să fiu și o dimineața de la muncă, să găsesc și o mâncărică caldă. Asta e tu cerința ta. Da. În rest? În rest, tu nimica. Să știți ce are de făcut. Adică o trimis la sapă? Nu. Că a zis bunica, pământ avem, știi? Nu, am două hectare de pământ pentru vânzare, când o fi de vândut să vinde, asta e. Perfect. Fetelor, nu uitați, Florin este partida dumneavoastră. Uite, sunt și câteva doamne în public, dar ai zis că vârsta trebuie să fie cât? Până în 33 de ani. Sigur? Doar atât? Da. Până în 33? Da. Tu având 32. 32. Da. Deci până în 33. Da. Mai mare nu? Nu. De ce? M-a sunat și de 4 și în ce? Leau, de seamă cu mama. Da. 45 de ani și nu. Și arăta la 30 și când m-am uitat în buletinul ei avea 45. A, te-au mințit? Da. Păi și ce, ai dat-o afară? Gata? Nu, i-am zis că ne potrivim. La ani? La ani. Da. Ce să zic acum? Să știi că... Poate găsești o persoană deosebită puțin mai în vârstă și poate nu? Până în 33 de ani. Maxim 33? Cât maxim 33. Dar știi vorba aia, găina bătrână face supa bună. Da. Bunica! Era mamă. Da. Bunica! Da, domnul Mărut. Da. Să știți că cred că sper din toată inima să trimită fetele mesaje pentru Florin, că n-am văzut niciun bărbat cu atâtea analize la zi pregătite ca el. Da, pentru da, domnul, te așteptăm cu plăcere, pupa-vă-ți mâinile. Da, el a zis că nu vrea mai mare de 33 de ani. Alții are 35, 36 și nici nu-i dă firea care ea ne ia, care e vârsta aia. Ia uite, deci merge și 35, 36. Bun, bunica, haideți că revenim după publicitate. În perioada asta a publicității, fetele trimit mesaje pe Facebook ceva de speriat, facem o selecție și mâine, poi mâine, poate jucăm la nuntă. Da. Da, domnul Maru, ai cununat dumneavoastră. Ce să facem? N-am auzit, stați că... dumneavoastră. Gata, gata, rezolvăm, mergem acolo. Da, da, hai că...
Gata, rezolvăm. Da.